Domnule consilier, stimați invitați, distinși reprezentanții în mass media la Prăjitul Central, vreau să permiteți de un procedurile legale de desfășurare a ședinței ordinare a Consiliului Județean Vrancea de astăzi, 14 februarie 2017. Să ne iubim între noi. E ziua îndrăgostiți. Dată cu rezonanță în care se desfășoară ședința. Am convocat Consiliul Județean astăzi, 14 februarie 2017, ședința ordinară prin dispoziția numărul 141 din 8 februarie 2017. Am îndeplinit toate procedurile stabilite de legea administrației publice locale 215 republicată și regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Vrancea. Domnilor și domnilor consilieri, din 33 de consilieri în funcție, sunt prezenți 32, ședința are cvorumul necesar legat de desfășurare acestea. Avem un singur absent, doamna consilier Săpuna Rudurina. Doamnelor și domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile legii numărul 215 din 2001, dau cuvântul secretarului județului doamna Raluca Dan pentru a supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de 27 decembrie 2016 și procesul verbal al ședinței extraordinare din 4 ianuarie 2017. Doamna secretară al județului, aveți cuvântul. Domnule președinte, doamna consilier, v-a pus în loc să mănate procesele verbale a celor două ședințe, cea ordinară din 27 decembrie și cea extraordinară din 4 ianuarie 2017. Dacă aveți observații cu privire la cele consemnate de secretariatul tehnic. Înțeleg că nu, domnule președinte, vreau să spuneți pe doamna cu cele două procese verbale. Mulțumesc. Doamnă și domnilor, consilier, supun la vot procesul verbal din data de 27 decembrie 2016 și procesul verbal din data de 4 ianuarie 2017. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Doamnă și domnul consilier, unanimitate de vot, cele două procese verbale au fost adoptate. Doamnă și domnul consilier, pe ordinea de zi a ședinței de astăzi au fost înscrise 29 de proiecte de hotărâri. Însă pentru proiectul numărul 18, cel referitor la domeniul public și privat, doamna secretară a județului mi-a semnalat faptul că la documentația atașată trebuie să existe un document al Ministerului de Finanțe, document care până la ora începerii ședinței nu ne-a parvenit și drept consecință, în conformitate cu prevederile legale, vă propun amânarea discuterii acestui proiect la o ședință ulterioară. Documentul de la Ministerul Finanțelor se referă la confirmarea faptului că o suprafață de teren pe care urmează să facă parte din proiectul Porțile Vrancei este sau nu domeniul public al statului român. Doamna și domnul consilier, pe ordinea de zi a ședinței de astăzi rămân înscrise următoarele proiecte de hotărâre. Primul rând consult Consiliul Județean dacă sunteți de acord să scoatem acest proiect pe ordinea de zi și să stabilim, să discutăm într-o ședință ulterioară, când vom avea toate documentele necesare de la Ministerul de Finanțe. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc, domnule și domnule președinte, unanimitate punctul de la proiectul de hotărâre, la punctul numărul 18 a fost scos după ordinea de zi. Ordinea de zi a ședinței de astăzi rămân înscrise următoarele proiecte de hotărâre. Alegerea vicepreședintelui la punctul 1. Alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Vrancea. La punctul al doilea, desemnarea a trei consilieri județeni pentru a face parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Vrancea. La punctul al treilea, avem desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vrancea în Consorțiul Regional al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est. La punctul al patrulea, avem proiectul de hotărâre privind desemnarea unui membru creat în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Sfântul Pantelimon Focșani. La punctul al cincea avem desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vrancea în Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea. La punctul al cincelea, al șaselea, avem desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vrancea care să facă parte din Comitetul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Vrancea. La punctul al șaptelea avem desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vrancea în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar
pentru educație inclusivă Elena Doamna, Focșani pentru anul școlar 2016-2017. La punctul al 8-lea avem proiectul de hotărâre prin exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacanță de director executiv la Serviciul Public Comunitar Județean de Evidența Persoanelor Vrancea către domnul Ciubotaru Cătălin, inspector clasa 1A, gradul profesional superior la compartimentul regim evidență în cadrul biroului de evidență al persoanelor pe o perioadă de 6 luni. La punctul al 9-lea avem desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vrancea în Consiliul de Administrație al Bibliotecii Județene San Firescu Vrancea. La punctul al 10 avem proiectul de hotărâre prin aprobarea unei școlare de învățământ special liceal și special post-liceal din județul Vrancea pentru anul 2017-2018. La punctul 11 avem proiectul de hotărâre prin aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Muzeului Vrancea. La punctul al 12-lea avem proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale pentru achiziții prestate de către Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea pentru anul 2017. La punctul al 13-lea avem proiectul de hotărâre prin modificarea organigramei statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vrancea. La punctul al 14-lea avem proiectul de hotărâre prin modificarea organigramei și statului de funcții pentru Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea. La punctul al 15-lea avem proiectul de hotărâre prin aprobarea rezultatului execuției bugetare de către Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea pe anul 2016. La punctul al 16-lea avem proiectul de hotărâre prin aprobarea garantării creditului de 24.795.000 lei cu venituri proprii și ipotecă mobiliară asupra conturilor cotelor curente deschise la CEC Bank S.A. La punctul al 17-lea avem proiectul de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemțiune la vânzarea terenului agricol situat pe situl arheologic de la Mărtinești, din extravilanul comunei Tătăranul Județul Vrancea, aflat în proprietatea domnului Bardion Ionel. La punctul al 19-lea, 18-lea, la punctul 18. Avem proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice la fază expertiză tehnică, elaborare studii de teren, studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic, studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru construire pod peste Pârâul Alba pe drumul județean 205K, conform indicării topografice actualizate în satul Mărăși, comuna Răcoasă, județul Vrancea. La punctul numărul 19 avem proiectul de hotărâre prin aprobarea documentației tehnico-economice la faza elaborării studiului de teren, studiul topografic, studiul geotehnic, studiul hidrologic, studiul de trafic, al studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, construire pod peste Pârâul Domosița pe drumul județean 119C, kilometrul 12-61, sat Anghelești, comuna Rucinești, județul Vrancea. A, l-ați trecut din start în documentație. Foarte bine. Deci, dăm puțin înapoi și punctul 18 va fi punctul 18, punctul 19 urmează în ordinea pe care am stabilit-o inițial. La punctul 18 avem proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la documentații de avizare a lucrurilor de intervenții DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție, reabilitare și modernizare drum județean 205, Focșani, Câmpineanca, Vârteșcuiu, Râmnicianca, intersecție Zori, drumul județean 205B, în județul Vrancea. La punctul numărul 21 avem aprobarea documentației tehnico-economice la fază expertiză tehnică, studii de teren, modernizare DJ202F, înlungime totală de 7 km, comuna Ciorăși, satul Migălceni, comuna Bălești, județul Vrancea. La punctul numărul 22 avem aprobarea documentației tehnico-economice la fază expertiză tehnică, studii de teren, documentației de avizare a lucrurilor de intervenții DALI și indicatorilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiții, modernizare și județean 204-1A, limita județului Galați-Ferigara, limita județ Bacău, kilometru 5 plus
0,00, 19+450, lungime totală de 14,45 km, comuna Tănăsoaia, comuna Corpița, județul Vrancea. La punctul 23 avem aprobarea documentației tehnico-economice la faza elaborării studii de teren, studiul de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție, construire de pod armat pe drumul județean 205D, peste torentul adânc, în comuna Spurbe, județul Vrancea. La punctul numărul 24 avem proiectul de hotărâre prin aprobarea solicitării Consiliului Local al Comunei Vânători de transmitere în administrarea Consiliului Local al Comunei Vânători a sectoarelor de drum județean de J215 de la kilometru 14 până la kilometru 20 și de la kilometru 21 până la kilometru 22 în administrarea Consiliului Județean Vrancea, vedea modernizări pe o perioadă de 24 de luni. La punctul numărul 25 avem proiectul de hotărâre prin actualizarea tarifelor pentru eliberarea licenței de traseu, vederea efectuării transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale. La punctul numărul 26 avem proiectul de hotărâre prin aprobarea programului de activități pentru anul 2017, aferent planului de acțiune al strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale, a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea pentru perioada 2015-2020. La punctul numărul 27 avem proiectul de hotărâre prin aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale din cadrul serviciului de intervenție în regim de urgență, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea. La punctul numărul 28 avem proiectul de hotărâre prin aprobarea transmiterii în direct a ședințelor Consiliului Județean Vrancea pe site-ul instituției. Doamna și domnul consilier, cu precizările pe care le-am făcut anterior, dacă nu sunt observații, înțeleg că nu sunt, supus spre aprobare proiectului de decizie. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Doamna și domnul consilier, proiectul de hotărâre a fost ordinea de zi, a fost adoptat cu unanimitate, pentru care vă mulțumesc. Doamna și domnul consilier, precizez că toate proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței de astăzi pot fi dezbătute, deoarece au fost întocmite rapoartele compartimentului de specialitate și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vrancea, ce au fost depuse la secretarul județului. La punctul 1. Avem proiectul de hotărâre privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Vrancea. Se aprobă cu 17 voturi, așa cum știți, majoritatea consilierilor în funcție fiind vot secret. Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere că la următoarele 8 puncte de pe ordinea de zi avem tot vot secret, până la întocmirea buletinilor de la punctul 1, vă propun să trecem la următoarele proiecte pentru a face și la acestea nominalizările necesare, astfel încât secretariatul tehnic să-și poată face treaba cât mai operativ, dacă sunteți de acord. Consult Consiliului de Țară, dacă sunteți de acord, cine pentru. Dacă e cineva potrivit, dacă se abține cineva, vă mulțumesc. Deci, secretariatul tehnic, ați înțeles cum se procedă. La punctul numărul 1, din partea grupului PSD, o să fac o propunere pentru funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean. Grupul Partidului Social Democrat îl propune pe domnul consilier Cristian Dănuț pentru funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Vrancea. Grupul PNL. Domnul... De partea grupului PNL propunem pe domnul consilier Ciprian Iepure. Am înțeles. Rog secretariatul, avem două nume. Domnul consilier Cristian Dănuț și domnul consilier Ciprian Iepure. Dacă mai sunt alte propuneri, înțeleg că nu sunt, supun aprobării plenului Consiliului Județean trecerea celor două nume pe buletinul de vot. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc. Propunerile pentru a fi trecute pe buletinul de vot au fost adoptate cu unanimitate de voturi, pentru care vă mulțumesc.
mulțumesc. Trecem la punctul numărul 2. Avem proiectul de hotărâre privind desemnarea 3 consilieri județeni pentru a face parte din autoritatea teritorială de ordine public. În numele grupului Partidului Social Democrat o să fac eu propunerile, în liderul grupului, evident. Din partea grupului PSD propun pe colegii consilieri domnul Cătălin Răducanu și domnul consilier Brântu Nicușor. Grupul Partidului Național Liberal. Avem o propunere, propunem pe domnul consilier Nedelcu. Deci, repet, grupul Partidului Social Democrat, domnul consilier Răducanu Cătălin, domnul consilier Brântu Nicușor, iar din partea grupului Partidului Național Liberal, domnul consilier Nedelcu Florin. Dacă mai sunt și alte propuneri? Înțeleg că nu. Supun plenului Consiliului Județean ca cele numele celor 3 colegi consilieri să fie trecute pe buletinul de vot. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc. A fost aprobată cu unanimitate de vot trecerea numelui celor 3 colegi consilieri pe buletinul de vot. Rog secretariatul să procedeze la întocmirea buletinului de vot și văzând acordul dumneavoastră, trecem la următorul punct al ordinii de zi și anume punctul numărul 3. Avem proiectul de hotărâre prin desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vrancea în Consorțiul Regional al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est. Din partea grupului Partidului Social Democrat, eu îi propun pe domnul consilier județean, vicepreședinte al Consiliului Județean, domnul Emil cel Mare. Dacă sunt propuneri din partea PNL, domnul consilier. Domnul Bogdan Liviu, din partea PNL. Din partea grupului PNL, domnul consilier Bogdan Liviu. Dacă mai sunt și alte propuneri, domnul și domnul consilier, supun spre aprobare plenului Consiliului Județean, dacă sunteți de acord să trecem numele celor 2 colegi consilieri pe buletinul de vot. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Doamnelor și domnilor consilieri, vă mulțumesc. Numele celor 2 colegi au fost aprobate cu unanimitate de voturi pentru a fi trecute pe buletinul de vot. Rog secretariatul tehnic de asemenea să procedeze la întocmirea buletinului de vot și văzând acordul dumneavoastră, trecem la următorul punct al ordinii de zi. La punctul numărul 4 avem proiectul de hotărâre privind desemnarea unui membru supleant în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență, Sfântul Pantelimon Focșani. Din partea grupului Partidului Social Democrat o să fac eu propunerea. Partidul Social Democrat o propune pe doamna consilier Ișanu Lucrămeara. Grupul Partidului Național Liberal, dacă are propuneri. Da. Propunem pe domnul consilier, pe domnul doctor Popa Ioan. Grupul Partidului Național Liberal propunem pe domnul consilier Popa Ioan. Consult Consiliul Județean, dacă mai sunt și alte propuneri. Înțeleg că nu. Supus spre aprobare plenului Consiliului Județean trecerea doamnei Eșanu Lătrămeara și a domnului Popa Ioan, consilier județean, pe buletinul de vot. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc. Trecerea celor 2 colegi pe buletinul de vot, pe buletinul de vot a fost aprobată cu unanimitate de vot, fapt pentru care vă mulțumesc. Rog secretariatul tehnic de asemenea să procedeze la întocmirea buletinului de vot. Trecem la punctul 5 al ordinii de zi, unde avem proiectul de hotărâre prin desemnare unui reprezentant al Consiliului Județean Vrancea, în colegiul director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea. Grupul Partidului Social Democrat propune pentru colegiul director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, doamna consilieră Stoica Elena. Grupul Partidului Național Liberal, dacă vă propune. Nu, în această situație nu avem nicio propunere. Mulțumesc, dacă mai sunt și alte propuneri. Doamne și domnul consilier, consult Consiliul Județean, dacă sunteți de acord cu trecerea doamnei consilier Stoica Elena pe buletinul de vot. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva,
Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor consilieri, propunerea de a fi trecută pe buletinul de vot pentru doamna consilier Stricălin a fost adoptată cu unanimitate de voturi, fapt pentru care vă mulțumesc. La punctul numărul... Vă rog secretariatul tehnic de asemenea să procedeze la întocmirea buletinului de vot. Vă mulțumesc foarte mult și trecem la punctul numărul 6. Avem proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vrancea care să facă parte din Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Vrancea. Și vorba de Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Vrancea, din partea grupului Partidului Social Democrat, îl propun pe domnul consilier Atarcicov Adrian. Grupul Partidului Național Liberal, dacă ați propune. Vă rog. Propunem pe domnul consilier Victor Ciumac. Din partea grupului Partidului Național Liberal, domnul consilier Victor Ciumac, doamnă și domnul consilier, Consiliul Județean, mi-a scris de acord cu trecerea numărului celor doi colegi pe buletinul de vot. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc. Propunerea de a fi trecut pe buletinul de vot a fost adoptată cu unanimitate de hotărâre. A fost adoptată cu unanimitate de vot. Rog secretariatul tehnic de asemenea să întocmească buletinele de vot. Eu vă mulțumesc foarte mult și trecem la punctul numărul 7. La punctul numărul 7 avem proiectul de hotărâre prin desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vrancea și în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă Elena Doamna Focșan pentru anul 2016-2017. Din partea grupului Partidului Social Democrat, vi propun pe domnul consilier județean Bălan Durugean. Grupul Partidului Național Liberal, dacă aveți propunere. Propunem pe domnul consilier Stroie Norocea Popilă. Grupul Partidului Național Liberal îl propune pe domnul consilier Stroie Norocea Popilă. Consult Consiliul Județean, dacă sunteți de acord cu trecerea numelului celor doi colegi consilieri județeni de buletinul de vot, cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc. Propunerea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. Rog secretariatul tehnic să întocmească buletinul de vot și trecem la punctul numărul 8. La punctul numărul 8 avem proiectul de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director executiv la Serviciul Public Comunitar Județean de Evidența Persoanelor Vrancea de către domnul Ciubotaru Cătălin, inspector clasa 1, gradul profesional superior la compartimentul regim evidență din cadrul biroului de evidență a persoanelor pe o perioadă de 6 luni, evident, până la organizarea concursului. Nu, doamna secretar? Da. Precizez că și acest proiect trebuie aprobat tot prin vot secret, motiv pentru care rog secretariatul tehnic să procedeze la întocmirea buletinului de vot cu numele domnului Ciubotaru Cătălin. Dacă sunteți de acord, stimați colegi, să trecem pe buletinul de vot numele domnului Ciubotaru Cătălin. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Doamnelor și domnilor consilieri, vă mulțumesc. Propunerea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. Trecem la punctul numărul 9. La punctul numărul 9 avem proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vrancea în Consiliul de Administrație al Bibliotecii Județene Liviu Zanfirescu Vrancea. Din partea grupului Partidului Social Democrat, îl propun pe domnul consilier Adam Mircea. Grupul Partidului Național Liberal. Din partea grupului consilierilor liberali, propunem pe domnul consilier Irimia Cristi. Mulțumesc. Din partea grupului Partidului Național Liberal a fost propus domnul consilier Irimia Cristine. Doamnelor și domnilor consilieri, consult plenul Consiliului Județean dacă sunteți de acord cu trecerea pe buletinul de vot a celor doi colegi, cine este pentru, dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Vă mulțumesc, propunerea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. Rog secretariatul tehnic să procedeze la întocmirea buletinului de vot. Eu vă mulțumesc. Și până la întocmirea buletinului de vot pentru toate cele 9 proiecte, propun să trecem mai departe
la dezbaterea următorilor proiecte înscrise pe ordinea de zi. Consum Consiliul Județean, dacă sunteți de acord. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Domnilor și domnilor consilieri, vă mulțumesc. La punctul numărul 10 avem proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de învățământ special liceal și special post-liceal din județul Vrancea pentru anul școlar 2017-2018. Dacă aveți observații cu marginea acestui proiect, înțeleg că nu. Supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit cine este pentru. Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc, domnilor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi, fapt pentru care vă mulțumesc. La punctul numărul 11 avem proiectul de hotărâre prin aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Muzeului Vrancei. Domnilor și domnilor consilieri, dacă aveți observații cu marginea acestui proiect, înțeleg că nu. Supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit, cine este pentru. Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc, domnilor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi. La punctul numărul 12 avem proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale pentru activitățile prestate de către Serviciul Public Comunitar Județean de Evidența Persoanelor Vrancea pentru anul 2017. Dacă există observații pe marginea acestui proiect, înțeleg că nu, supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit, cine este pentru. Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de vot. Doamnelor și domnilor consilieri, trecem la punctul numărul 13, unde avem proiectul de hotărâre prin modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vrancea. Dacă aveți observații cum ar fi acest proiect, doamnelor și domnilor consilieri, înțeleg că nu. Supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi, fapt pentru care vă mulțumesc. Proiectul numărul 14, unde avem modificarea organigramei statului de funcții pentru Serviciul Public Comunitar Județean de Evidența Persoanelor Vrancea. Dacă există observații pe marginea acestui proiect, înțeleg că nu, supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi, fapt pentru care vă mulțumesc. La punctul numărul 15 avem proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului execuției bugetare a unității administrative teritoriale în județul Vrancea pe anul 2016. Dacă există observație cum ar fi acestui proiect. Înțeleg că nu, supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, cu majoritate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Doamnelor și domnilor consilieri, la punctul numărul 16, avem proiectul de hotărâre privind aprobarea garantării creditului de 24.795 lei cu venituri proprii și ipotecă mobiliară asupra conturilor și subconturilor curente deschise la CEC Bank S.A. Doamnelor și domnilor consilieri, însă vă propun să-l ascultăm pe directorul Direcției Economice, cu domnul director Ghiță, ca să vă explice semnificația evidentă acestei schimbări de atitudine în ceea ce privește creditul Consiliului Județean de la CEC Bank. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. După cum știți, în anul trecut, noi am aprobat contractarea unui credit de la trezoreria statului, de la Direcția Finanțelor, de 42 de milioane de lei pentru finanțarea unor proiecte cu finanțare externă, respectiv Salvamontu, Crângul Petrești, modernizarea Crângului Petrești și managementul deșeurilor. Din acestea, o parte din credit a fost returnat la trezoreria Foșan, deci din 42 am dat înapoi 16 milioane, întrucât aceste două din cele trei proiecte nu mai aveau finanțare europeană. Au fost cheltuiți numai 2 milioane pentru, 1 milion pentru Salvamont și 1 milion pentru Crâng.
Și celelalte care au mai rămas, 24 de milioane, sunt destinate finanțării proiectului deja în continuare cu finanțare externă, respectiv managementul deșeurilor. Deci nu se referă la toate cele trei proiecte cum s-a mai consemnat în alte surse. Am analizat costurile creditului contractat de la trezorerie și în urma demarării procedurilor de achiziție a recontractării acestui credit s-au prezentat mai multe bănci. În cele este prezentată toată procedura de achiziție în spatele proiectului de hotărâre. Din cele trei bănci care s-au prezentat, am ales pe cu costul cel mai mic. Deci ăsta a fost criteriul. S-a obținut o dobândă de la ROBOR plus 3% cât achitam dobândă la trezorerie, am obținut ROBOR plus 0,8% asupra soldului creditului pe care îi mai este de la la trezorerie. În urma procedurii de licitație s-a decis comisia de analiză a celor trei oferte, s-a întocmit raportul procedurii în care a rezultat că Consiliul Județean poate contracta creditul de la CEC Bank. Prin acest proiect de hotărâre, vă rugăm să fiți de acord ca contractul cu CEC-ul să fie întocmit, semnat de președintele Consiliului Județean. Mulțumesc, domnule director Diță. Doamna și domnule consilieri, vreau să fac și eu precizarea pe înțelesul unora dintre organele de presă locală. Deci acest credit nu se referă nici la Câmpul Petrești și nici la proiectul Salvamă, ca să ne înțelegem foarte clar. Iar managementul deșeurilor, când Brancea va finaliza acest proiect și va finaliza în acest an cu succes, fără să piardă, cum nu spune, niciun euro din acest punct de vedere, pentru că nici din coro nu au fost pierduți. Dar, cum îți spun, ar trebui să facem eforturile noastre în plan județean datorită faptului că ăștia sunt constructorii din România. Ăsta e nivelul de înțelegere, cum să spun eu, și de putere al implementării unor sau altora dintre proiecte. În viață nu câștigi întotdeauna. Nu? Dar important este că aceste proiecte erau necesare și trebuiau, cum să spun eu, realizate. Că le-am realizat din fondurile proprii ale județului Vrancea. Că le realizam din fonduri europene. Sigur, de preferință ar fi fost și pe celelalte două să le realizăm total din fonduri europene. Nu s-a putut. Asta este. Nu suntem nici primii, nici ultimii, cum spun eu, care ratăm o parțială funcțiune, o ratăm parțial finanțare cu fonduri europene din motive care nu ne sunt nouă imputabile, ci strict, cum spun eu, celor care au câștigat licitațiile. Pentru că asta e legea achizițiilor, asta e... Nu întotdeauna putem, cum spun eu, să prevedem și ce se întâmplă. Nu suntem... N-avem o relație senzațională așa cu Doamne, Doamne, ca să îi comandăm vremea să fie frumoasă, ca să putem realiza tot ceea ce ne dorim noi. Mai sunt și impedimente din acest gen. Da. Dacă există observații pe marginea acestui proiect, înțeleg că nu sunt supus prea aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Doamnelor și domnilor consilieri, cu majoritate de voturi, proiectul de supus plenului Consiliului Județean a fost adoptat cu majoritate de voturi, fapt pentru care vă mulțumesc. La punctul numărul 16, avem proiectul de hotărâre privind aprobarea garantării creditului de 24.795 lei cu venituri proprii și ipotecă mobil. Iertați-mă. Punctul 16 l-am adoptat. Punctul numărul 17. Avem proiectul de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemțiune la vânzarea terenului agricol situat pe situl arheologic de la Mărchinești. Din extrabilanul comunei Tătăranu, județul Vrancea, aflat în proprietatea domnului Batioane. Dacă aveți observații pe marginea acestui proiect. Înțeleg că nu supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva, dacă se abține cineva. Vă mulțumesc, domnilor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi. La punctul numărul 18, avem proiectul de hotărâre privind
aprobarea documentației tehnico-economice la faza expertiză tehnică, documentații de avizare a lucrărilor de intervenții de ALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție, reabilitare și modernizare drum județean 205S, Focșan, Câmpineanca, Vârteșcoiul, Râmnicianca, intersecție DG205B pentru județul Urac. Dacă aveți observații pe marginea acestui proiect. Înțeleg că nu supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cine am împotrivă, dacă se abține cineva. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi, fapt pentru care vă mulțumim. La punctul numărul 19. Avem proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice la fază de expertiză tehnică, elaborare studii de teren, studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici pentru construire pod peste râul Alba, pe râul Alba, pe drumul județean 205K, în satul Mărâș, comuna Râcoasa. Dacă aveți o observație cu anul acestui proiect, înțeleg că nu, supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de vot. La punctul 20 avem proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la fază de elaborare studii de teren și a studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, construire pod peste pârâul Domnul Sița, pe drumul județean 119C, în satul Anghelești, comuna Rugine, județul Oraș. Dacă există observații cu marginea acestui proiect, înțeleg că supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi, pentru care vă mulțumesc. La punctul numărul 21, avem proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza de expertiză tehnică, studii de teren și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție, modernizare drum județean 202F, în lungime totală de 7 km, în comuna Ciorăști, satul Mihălceni și comuna Bălești, județul Vrancea. Dacă există observații în marginea acestui proiect, înțeleg că nu sunt supun spre aprobare pentru Consiliul Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, doamnelor și domnilor consilieri, vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi. La punctul numărul 22, avem proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice, la fază expertiză tehnică, studii de teren, documentații și avizarea lucrărilor de intervenții de ALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție, modernizare drum județean 241A, limită cu județul Galați, Feldioara, limită de județ Bacău, în comuna Tănăsoaia și comuna Corbița, județul Vrancea. Dacă există observații pe marginea acestui proiect, înțeleg că nu, supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi, fapt pentru care vă mulțumesc. La punctul numărul 23, avem proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza elaborare studii de teren, studiul de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție, construire pod de beton armat pe drumul județean 205D, peste torentul adânc, în comuna Spulber, județul Vrancea. Dacă există observații pe marginea acestui proiect, înțeleg că nu, supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi, fapt pentru care vă mulțumesc. La punctul numărul 24. Avem proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării Consiliului Local al Comunei Vânători de transmitere în administrarea Consiliului Local al Comunei Vânători a sectoarelor de drum județean 215 de la kilometru 17 la kilometru 20 și de la kilometru 21 la kilometru 22 din administrarea Consiliului Județean Vrancea în vederea modernizării pentru o perioadă de 24 de luni. Dacă există observații pe marginea acestui proiect, înțeleg că nu sunt supus spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva,
Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi, PAP, pentru care vă mulțumesc. Trecem la punctul numărul 25, unde avem proiectul de hotărâre privind actualizarea tarifelor pentru eliberarea licenței de traseu în vederea efectuării transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale. Dacă aveți observații cu mancii acestui proiect, înțeleg că nu supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Doamnelor și domnilor consilieri, vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de vot. Punctul numărul 26. Avem proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de activități pentru anul 2017, aferent planului de acțiune al strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Francia pentru perioada 2015-2020. Dacă există observații pe marginea acestui proiect, domnul consilier Cristian Livinia, vă rog. Stimați colegi, din păcate Francia se află pe primul loc în statistica întocmită de Asociația Telefonul Copilului, cu 774 de telefoane primite anul trecut la această asociație. 774 de copii au reclamat diverse abuzuri în ceea ce privește relațiile cu familia sau cu cei de care aparțineau la un moment dat, în condiții în care foarte mulți copii au părinții plecați în străinătate. În sală se află doamna directoră a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, doamna Nicolaș, pe care aș ruga-o să ne facă foarte pe scurt câteva precizări legate de strategia în această perioadă 2015-2020, raportat la această cifră care este îngrijorătoare, repet, Francia este primul loc, din păcate, la număr de copii abandonați în 2016. Mulțumesc, domnule consilier Cristina Livinea. Alte observații? Deci, doamna Nicolaș aici? Puteți să ne sedeți în măsură să dați explicațiile de rigoare? Domnul consilier Irimia, vă rog. Veniți acolo lângă. Bună seara, domnule președinte, bună seara, domnilor și domnilor consilieri. Afirmația că Francia se află pe primul loc în topul Asociației Telefonului Copilului, la momentul la care a spus dumneavoastră, domnule consilier, problema nu este tocmai un mod foarte corect. Faptul că deghează pe cei și autoritățile publice locale își fac datoria și diseminează în rândul populației, faptul că orice abuz asupra unui copil poate fi sesizat, este un lucru benefic, nu un lucru rău. Doamna director, și eu vreau să-i spun domnului consilier, 746 de telefoane, asta înseamnă că ne-am făcut datoria și mulți copii cunosc acest telefon. Vă rog. Iar în ceea ce privește strategia, da, avem un plan să colaborăm, așa cum am făcut și până acum, cu toate autoritățile publice locale, în sensul în care există un act normativ care prevede că în momentul în care un părinte pleacă la muncă în străinătate, are obligația să anunțe autoritatea publică locală de domiciliu pentru a se lua toate măsurile, a putea fi luat de toate măsurile necesare pentru susținerea copiilor. Mulțumesc, domnul consilier. Sigur, nu era un reproș. Erau doar câteva, nu știu, solicitări legate de această strategie. Nu, sigur, și noi am apreciat ca pozitivă intervenția. Doamna director, a început discursul considerând că afirmațiile pe care le fac poate nu sunt potrivite sau, mă rog, eu am citat efectiv... Te-am obișnuit cu acuzația. De ce de Eu am citat din raportul Asociației Telefonul Copiilor. Nu este o afirmație pe care să o fi transpus în această ședință ca urmare. Părerea mea chiar e pozitivă, această abordare, și eu încurajez cu toată forța Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului și compartimentele de specialitate ale Consiliului Județean ca acest telefon să fie foarte, foarte cunoscut de către copiii din județul Oradea. Mulțumesc! Dacă mai există alte observații pe marginea acestui proiect, înțeleg că nu supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Doamnelor și domnilor consilieri, la punctul numărul 27, avem proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale din cadrul serviciului de intervenție în regim de urgență, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului Vrancea. Dacă există observații pe marginea acestui proiect.
Înțeleg că nu. Supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva? Domnilor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi, PAP, pentru care vă mulțumesc. Trecem la punctul numărul 28, unde avem proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii directe a ședințelor Consiliului Județean Vrancea pe site-ul instituției. O să-i dau cuvântul domnului consilier Piepure Alexandru Ciprian ca să-și prezinte punctul de vedere privind inițierea acestui proiect de hotărâre din partea grupului colegilor din Partidul Național Liberal. Vă rog, domnule consilier. Da, vă mulțumesc. Pe lângă expunerea de motive care am impus-o în propunerea de hotărâre, aș mai putea să adaug că transmiterea live la ședințelor Consiliului Județean se poate face o comunicare reală cu cetățenii județului Vrancea, se poate primi un feedback cu privire la ceea ce facem noi aici. Nu este de neglijat faptul că o parte din cetățenii județului Vrancea nu știu atribuțiile efective a Consiliului Județean și un pas înainte din partea noastră să informăm poate fi binevenit. O creștere a responsabilității a consilierilor județeni, adică a noastră, cu privire la ceea ce întreprindem în cadrul ședințelor, o creștere a imaginii a Consiliului Județean și multe altele care derive printr-o abordare de deschidere către cetățeni. Vă mulțumesc! Mulțumim! Dacă nu există alte puncte de vedere, domnul consilier Bostanu, poate că în anumită situație nici nu ar fi fost necesar un proiect de hotărâre de Consiliul Județean cu acest scop, dar cu adevărat unii cetățeni ne spun că un grad de cunoaștere diminuată a activităților Consiliului Județean se datorează poate și unui deficit de comunicare. Oare această chestiune simplă propusă de proiectul nostru ar repara într-o câtva și este oricând binevenită posibilitatea de a comunica mai bine cu cetățenii județului și, de asemenea, este de presupus că printr-un acces mai facil și direct la ședințele Consiliului Județean poate avem și noi un rol în a ridica puțin nivelul de implicare al cetățenilor privind orice dezbatere privitoare la viitorul județului nostru. Ceea ce ne și obligă pe fiecare dintre noi, nu că altfel nu am fost obligați, la o atitudine poate mai responsabilă în felul cum vorbim și ne adresăm în ședință. Vă mulțumesc și vă rog frumos să votați acest proiect. Da, mulțumesc. Alte observații? Doamnelor și domnilor consilieri. Deci, în principiu nu sunt reticent la asemenea proiect. O să rog compartimentele de societate să vedem ce înseamnă costuri reale această operațiune. Dar o spun cu mâna pe inimă. Eu nu sunt de acord să luăm de la, ca să spun, gura câinilor de bază ai democrației, a presei locale și naționale, pâinea. Nu sunt de acord, nu spun din punctul ăsta de vedere. Deci, noi trebuie să lăsăm televiziunile, trebuie să lăsăm ziarele scrise, presa scrisă, audio, să transmită, să informeze cetățenii. Sigur, avem și noi, cum nu spune, un site și avem toate celelalte lucruri. Dar întâi, mai întâi aș vrea să spun la lucrurile mai spune. Noi nu exclud, Doamne ferește, o asemenea abordare. Este o propunere foarte bună. Aș vrea de la compartimentele de specialitate foarte exact să văd ce înseamnă, să vedem ce înseamnă costuri și după aia cred că ne putem pronunța asupra acestui proiect de hotărâre. Eu o să propun totuși să ne pronunțăm astăzi, dar sub rezerva compartimentele de specialitate vor face o informare pe care o să o prezentăm în ședința următoare prin costurile acestei chestiuni pe parcursul unui an de zile, adică a ședințelor Consiliului Județean pe un an de zile, să decidem în consecință la o dată ulterioară. Dar supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul inițiat de domnul consilier. Vă rog. O simplă observație, domnule președinte. Știm cu toții că și instituții importante de la Senatul României și Camera Deputaților și transmit la ședințele
cred că acum nu s-a pus problema că ia cineva de la gura televiziunilor, eu știu, tot ceea ce are de făcut fiecare instituție de presă. Iar privitor la costuri, cred că suntem realiști cu toți, acestea sunt infime, raportând la bugetul Consiliului Județean. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule consilier Cristina Dirime. Eu vreau o relație bună cu presa, așa cum știți, și nu vreau să... Nu am un acord, cum spun, sub aspectul laturii financiare, ce înseamnă transmisia viitoare, cum vă spun, a ședințelor Consiliului Județean în direct pe site-ul instituției noastre. Da. Supun spre aprobare plenul. Vă rog. Foarte vă spun și ce spun a treia intervenție. Eu cred că am ajutat instituțiile presă prin transmiterea live a ședințelor, pentru că nu orice ziar sau orice televiziune sau orice radio local își permite să facă transmisii în direct de aici sau să aibă înregistrarea integrală. O pot descărca ulterior de pe site-ul CJ și își pot informa cititorii, telespectatorii despre ce s-a întâmplat aici. Cred că este și în beneficiul televiziunilor rusești. Mulțumesc și eu. Aștept solicitări la presa locală. În acest sens, Doamne ferește, suntem deschiși și avem toată deschiderea. Supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de inițiat de domnul consilier PNL Iepure Alexandru Ciprian. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Avem vreun dubiu asupra majorității? Doamnă și domnilor consilieri, cu majoritatea de voturi, dar sub rezerva, spun încă o dată, sub rezerva unei discuții ulterioare, proiectul de hotărâre a fost respins. O pauză bine meritată. Ne luăm lucrările ședinței noastre de astăzi. Îmi se dau cuvântul la punctul 1 domnului consilier Bubuianu, președintele Comisiei de Validare, care să dea citire procesului verbal de la punctul numărul 1 privind alegerea vicepreședintele Consiliului Funcționării. Proces verbal încheiat astăzi 14.02.2017. Comisia de validare a Consiliului Județean Vrancea, constituită în baza dispozițiilor articolului 89 indice 2 în Legea Administrației Publice Locale numărul 215 din 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, a procedat la stabilirea rezultatului votului secret exprimat de consilierii județeni pentru alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Vrancea, constatând următoarele. Persoane în funcție cu drept de vot 33, prezenți la vot 32, numărul membrilor de desemnat 1, buletine de vot înmânate 32, voturi valabile exprimate 32. Consilierul județean propus pentru a fi ales în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Vrancea a obținut următoarele rezultate. Domnul Cristian Dănuț, voturi pentru 19, împotrivă 13. Domnul Iepure Ciprian, voturi pentru 13, împotrivă 19. Având în vedere rezultatele obținute, Comisia de Validare declară că a fost ales în funcția de președinte al Consiliului Județean Vrancea, vicepreședinte, scuze. Nu m-a întâmplat și asta, dar nu acum. Domnul Cristian Dănuț, cu 19 voturi pentru, din totalul de 32 voturi valabile exprimate. Semnează membrii Comisiei. Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor consilieri, felicităm pe colegul nostru, domnul consilier Cristian Dănuț, și ținând cont de rezultatul votului secret exprimat, vă rog să-mi permite să supun votului deschis proiectul de hotărâre privind alegerea domnului Cristian Dănuț în funcție de vicepreședinte al Consiliului Județean Vrancea. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de vot. Trecem la punctul numărul 2, desemnarea a 3 consilieri județeni pentru a face parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Vrancea. Rog pe domnul președinte Cuguianu, președintele Comisiei de Validare, să citească procesul de val, chiar cu prilejul votului secret. Vă rog.
Am să vă rog, domnule președinte, să-mi permiteți ca la celelalte procese verbale să le dau, să dau numai rezultatul votului. Având în vedere rezultatele obținute, Comisia de Validare declară că au fost desemnați ca membri ce vor face parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Vrancea, următorii consilieri județeni. Domnul Răducanu Cătălin cu 30 de voturi pentru, din totalul 32 de voturi valabile exprimate. Domnul Blându Nicușor cu 30 de voturi pentru, din totalul de 32 voturi valabile exprimate. Și domnul Nedelcu Florin cu 28 de voturi pentru, din totalul de 32 voturi valabile exprimate. Semnează membrii Comisiei. Mulțumesc domnului președinte al Comisiei de Validare, domnul consilier Constantin Muguianu. Domnul și domnul consilier, având în vedere rezultatul votului secret exprimat, supun votului deschis proiectul de hotărâre privind alegerea a 3 membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Domnul și domnul consilier, vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Trecem la punctul numărul 3. Desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vrancea, Consorțiul Regional al Regiunii Dezvoltare Sud-Est. Vă rog, domnul Guguianu. Având în vedere rezultatele obținute, Comisia de Validare declară că a fost desemnat ca membru titular, reprezentant al Consiliului Județean Vrancea în Consorțiul Regional al Regiunii Dezvoltare Sud-Est, domnul cel mare Ionel, cu voturi, cu 18 voturi pentru, din totalul de 31 valabile exprimate. Semnează membrii Comisiei. Mulțumesc, domnul consilier Guguianu Constantin. Având în vedere rezultatul votului secret exprimat, supun spre aprobare plenului Consiliului Județean proiectul de hotărâre amintit. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc. Domnul și domnul consilier, trecem la punctul numărul 4. Desemnarea unui membru supleant în Consiliul de Administrație a Spitalului Județean de Urgență Sfântul Pantelimon Focșan. Domnul Guguianu, aveți cuvântul, vă rog. Având în vedere rezultatele obținute, Comisia de Validare declară că a fost desemnat ca membru supleant care să facă parte din Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Sfântul Pantelimon Focșan, doamna Ișanu Aura, cu 19 voturi pentru, din totalul de 31 voturi valabile exprimate. Mulțumesc, domnule președinte al Comisiei de Validare, domnul Constantin Guguianu. Având în vedere rezultatul votului secret exprimat, supun votului deschis, proiectul de hotărâre amintit în integralitatea sa. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, doamnă și domnul consilier, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi, fapt pentru care vă mulțumesc. Trecem la punctul numărul 5. Și anume desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vrancea, Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea. Vă rog, domnul Guguianu. Având în vedere rezultatele obținute, Comisia de Validare declară că a fost desemnat ca membru în Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, doamna Stoica Elena, cu 31 de voturi pentru, din totalul de 32 voturi valabile exprimate. Mulțumesc, domnul consilier Guguianu Constantin. Domnilor și domnilor consilieri, având în vedere rezultatul votului secret exprimat, supun votul deschis, proiectul de hotărâre amintit în integralitatea sa. Vă rog, cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, domnilor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi, fapt pentru care vă mulțumesc. Trecem la punctul numărul 6. Desemnarea unui reprezentant la Consiliul Județean Vrancea care să facă parte din Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar al Județului Vrancea. Domnul Guguianu, vă rog. Având în vedere rezultatele obținute, Comisia de Validare declară că a fost desemnat ca reprezentant al Consiliului Județean Vrancea care să facă parte din Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Vrancea, domnul Atarcicov Adrian, cu 19 voturi pentru, din totalul de 31 voturi valabile exprimate. Mulțumesc, domnule consilier Guguianu, având în vedere rezultatul votului secret exprimat, sub votul deschis, proiectul de hotărâre amintit în integralitatea sa. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, domnule și domnule consilier, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi, fapt pentru care vă mulțumesc. Proiectul numărul 7.
desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vrancea în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă Elena Doamnă, Focșan, pentru anul școlar 2016-2017. Având în vedere rezultatele obținute, Comisia de Validare declară că a fost desemnat ca reprezentant al Consiliului Județean Vrancea în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar de Educație Inclusivă Elena Doamnă Focșan pentru anul școlar 2016-2017, domnul Bălan Doru Ceani, cu 19 voturi pentru, din totalul de 32 voturi valabile exprimate. Mulțumesc, domnule consilier Constantin Bogoianu. Având în vedere rezultatul vostru secret exprimat, supun votului deschis proiectul de hotărâre amintit în integralitatea sa. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, doamnă și domnul consilier, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi, fapt pentru care vă mulțumesc. Trecem la punctul numărul 8. Exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director executiv la serviciul public comunitate de Județean de Evidența Persoanelor Vrancea, de domnul Ciubotaru Cătălin, inspector clasa 1, grad profesional superior la compartimentul regional în cadrul biroului de evidență a persoanelor pe o perioadă de 6 luni. Domnul Bogoianu, vă rog. A fost desemnat domnul Ciubotaru Cătălin cu 32 de voturi pentru, din totalul de 32 valabile exprimate. Mulțumesc frumos, domnule președinte al Comisiei de Validare, Constantin Bogoianu. Ținând cont și având în vedere rezultatul votului secret exprimat, supun votului deschis proiectul de hotărâre amintit în integralitatea sa. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi, fapt pentru care vă mulțumesc. Trecem la punctul numărul 9, desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vrancea în Consiliul de Administrație al Bibliotecii Județene Liviu Zanfirescu Vrancea. Domnul Bogoianu, vă rog. Având în vedere rezultatele obținute, Comisia de Validare declară că a fost desemnat ca reprezentant al Consiliului Județean Vrancea, care să facă parte din Consiliul de Administrație al Bibliotecii Județene Duiuliu Zanfirescu Vrancea, domnul Adam Nercea, cu 20 de voturi pentru, din totalul de 32 voturi valabile exprimate. Mulțumesc, domnule președinte al Comisiei de Validare, domnul consilier Constantin Bogoianu, doamnelor și domnilor consilieri. Având în vedere rezultatul votului secret exprimat, supun votului deschis proiectul de hotărâre amintit în integralitatea sa. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi, fapt pentru care vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor consilieri, ecuizându-se punctele înscrise pe ordinea de zi, declar închise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Vrancea de astăzi, 14 februarie 2017, ziua îndrăgostiților. Iubiți-vă, la pace!